Da, doamnelor și domnilor, continuă actualitatea. S-a declanșat din nou bătălia împotriva sălilor de jocuri de noroc. Premierul Ciolacu vrea ca nicio companie de acest fel să nu mai poată activa în domeniul jocurilor de noroc dacă nu are sediul fiscal în România și mai are acest proiect drag domniei sale ca sălile de păcănele să fie exilate în afara localităților. Voi merge înainte și în privința reglementărilor jocurilor de noroc. Nu am nicio problemă cu amenințările din industria păcănelilor și joi vom da ordonanța de urgență prin care toți operatorii să fie obligați să aibă sediu fiscal în România. Iar legea aflată în Parlament, prin care scoatem toate păcănelele în afara localităților, va intra într-un regim de adoptare rapidă. Sunt convins că autoritățile statului vor face lumină cu privire la modul în care acești intermediari vor să prezențe politicieni pentru a lua decizii în favoarea acestei industrii. Da, ajungem imediat și la politicienii care presează pentru luarea unor decizii, ajungem și la alți politicieni de rang internațional pe care îi poți lega într-un fel sau altul de afaceri de jocuri de noroc în România. Dar întrebarea este, domnule Zetea, de ce ne trebuie ca sălile astea să fie exilate în afara orașului ca niște ciumați? Că până acum contribuiau la PIB, din câte înțeleg sunt niște afaceri legale, nu sunt ilegale. Cât de constituțional, cât de în regulă e să faci chestia asta? Da. Să dezbatem. În primul rând vorbim despre un flagel. Nu vorbim despre încasări mai mari la nivelul bugetului, că nu cred că în termenii aceștia, că sigur, că se încasează. Faptul că, nu știu, am scoate sălile de jocuri din afara localității, asta va duce la scăderea cifrei de afaceri, asta înseamnă impozite mai mici pe care le încasează statul. Dar atunci când vorbești despre sănătatea și inclusiv sănătatea mentală, până la urmă, a propriilor cetățeni, a românilor, nu cred că încasările la buget contează. Da, eu cunosc foarte multe cazuri, la nivel personal, le cunosc, de oameni care și-au pierdut complet familia, și-au pierdut viața, pentru că i-a luat patima, pentru că n-au fost în stare să se mai oprească. Mai mult decât aia care beau, de pildă, da. Care își pierd mințile de la băutură, da. Și ruinează familia de la băutură. Dau, da. Niște exemple, bun. Că nici magazinele de băuturi nu le-am scos în afara orașelor. De acord, dar astea sunt drame extraordinare pe care statul poate să le oprească, să încerce, să le pună ostavilă. Vă dați seama că nu e interesul statului în acest moment de a avea mai puține încasări, mai ales dintr-o industrie care aduce încasări destul de mari. Dar în momentul în care pui în balanță sănătatea, cu sănătatea mentală vorbesc, și integritatea până la urmă a familiilor de români, că sunt extrem de multe cazuri care în acest moment sunt afectate de acest flagel. Că vorbim de păcănele, că vorbim de pariuri, că vorbim inclusiv, și aici va fi extrem de dificil de atacat până la urmă această industrie în zona online, unde printr-un simplu click intri pe aplicații și ești legat direct, ți-e legat contul și poți să pariezi oricât. Cunosc cazuri de români care și-au luat împrumuturi zeci de mii de lei, de euro. Chestia asta pe care o descrieți dumneavoastră nu ajută cu nimic. Pe legea asta online nu, da. Tocmai îmi leg gardul aici și din sufrageria mea nu mai caut nici... Da, da, da. Și mai greu. Dar în momentul în care sunt oameni care sunt până la urmă, merg în fiecare zi acolo, nu se pot opri. Dacă tu ai mutat totuși, nu știu, casa respectivă, păcănelele respective, le-ai scos de acolo și trebuie să fac un efort, poate că îi ajuți. Adică nu mai ajung efectiv să meargă să bage banii toată ziua în păcănele, pierzându-și banii. De ce? În perioada de criză există această tentație, mai mult decât în situații normale. Crezi că dacă mergi, poate investești 100 de lei, o să câștigi 1000 de lei și o să-ți fie a doua zi ceva mai ușor. În situații de criză, așa cum se preconizează până la urmă, că o să vine dinspre Europa, vine dinspre Statele Unite ale Americii, e normal să fii ceva mai prevăzător. Da. Și din punctul ăsta de vedere trebuie privit doar acest proiect de lege și nu spune. Ca și altceva. Vă aduc un argument, adică aici nu suntem să apărăm, eu cel puțin, parte sau alta. Încercăm să ne dăm seama de ce se întâmplă. Abordarea asta, iertați-mă, de una de tip, dacă nu medieval, e de una de tip anii 70,
din Anglia, da, confruntată, da, cu bețivii, da, care limita comercializarea alcoolului după ora 10 seara. În Statele Unite Americii există locuri speciale, zone speciale, orașe speciale. Asta găsim noi în secolul 21 să facem? Să mutăm mai departe sălile pe principiu că ajungă ea mai greu la ele sau cum? Ne uităm la cea tot mai ajung, dacă e... democrația spre care tindem cu toții, Statele Unite ale Americii. Există acolo doar anumite locuri speciale în care se poate merge să pariezi? Da, nu poți să mergi oriunde, nu oriunde, nu în centrul localității cu reclame, da, unde, luminoase, ce cu afară orașului, atragerea. Nu, la 50 de metri de tabla de intrare în fiecare localitate. Păi acolo e altă localitate. Da, da, să știi. Păi îi muți în fiecare dată. Luați niște localități din trofe Bucureștiului și o să dați de niște orașe în toată regula. Cum ar fi Voluntari, cum ar fi Popeșle Ordeni, cum ar fi Bragadirul, cum ar fi Habarnar. Le mutăm acolo sau cum? Vorbim despre un proiect de lege care este în acest moment depus în Parlamentul României. La limita unei localități, altă localitate. A trecut de prima cameră de senat, păi, da, urmează să ideea. Ajungă în Camera Deputaților, unde sigur că pot să existe îmbunătățiri în orice parlament. Ce înseamnă, ce înseamnă la marginea localității? Eu vă dau o îmbunătățire foarte bună. Îmbunătățirea pe care vă dau sunt cele 6 proiecte USR introduse înainte de proiectul dumneavoastră, care nu le trimite în afara localității, dar făcea exact lucrul acesta, o delimitare față de activitățile care erau în școli, în spitale, în școli, biserici, da, am impus acea limită de 300 de metri de aceste activități, astfel încât, într-adevăr, ele să nu mai fie în apropierea persoanelor vulnerabile, luând, evident, din tot ce înseamnă studii, iertați-mă, cazurile, situații de genul ăsta. Poate la școli o fi o chestie, dar mai departe de biserici, că ce? Că ieșeau credincioși și pioși de la biserică, se duceau repede, îți bage niște păcănele sau ce? Îi corupea sala de jocuri? Nu am văzut un studiu în acest sens. Dar e clar că colegii mei au găsit o arie mai mare. Ce e vulnerabil la niște oameni care ies de la biserică, la niște elevi de școală, înțeleg. La niște oameni care se duc la farmacie. Să fie vorba de colectivități, mai mult de colectivități. Știți ce n-a făcut nimeni? Iertați-mă, vă spun cât se poate de direct, că avem politicieni. Nu ne-am aruncat și noi ochii în ograda țărilor civilizate, acolo unde ne dorim toți să ajungem. Ați fost, cred că mai toți de aici din studio, în Viena. Sigur nu v-ați uitat că nu vă interesa subiectul. În general oamenii merg cu alt scop. Păi acolo să vizităm, să nu știu ce. Eu studiez povestea asta că mi se pare o nenorocire planetară. O studiez de ani de zile, o spun, am avut emisiuni pe asta. Abia acum mă mir că și ai noștri politicieni s-au sesizat, dar trec dintr-o extremă într-alta. Ca așa facem noi. În Viena găsești păcănele, în oraș. Da, vă spun. În Frankfurt găsești păcănele, în oraș. Nu atât de multe ca în București, nu atât de multe ca în Iași, ca în Cluj, e adevărat, dar găsești. Noi trecem la extremă. Haideți să vă spun câteva lucruri. Cel mai mare cotizant la PIB-ul austriac, știți care este? Să nu spuneți OMV-ul că greșiți. Se numește Novomatic și este o firmă de jocuri de noroc. Primul contribuabil al Austriei. E și la noi, dar n-a intrat pe piață cum au intrat sârbii și alții. E mai mică, sub marca Amiral. Ca să înțelegeți de ce spun. Deci noi acum o facem, hai la extrema altă, mai ales că avem și alegeri la anul și trebuie să ne vadă poporul bine. Nu e nicio problemă. Desfințăm câteva mii sau zeci de mii la nivel de țară de locații. Fiindcă ăștia vor închide. Spui lui Mutu că o să plece ăștia din centru, de pe aici, de pe în sectoare, de pe în cartiere cu cotețele lor la margine unde e tabla dincolo. Nu. O să închidă 80% din ele. Auzi, dar ce se întâmplă acolo? O să vezi așa o centură de astea de păcănele, așa de cu de înrulote, de... în ce le fac? Nu, hai să spunem ce pierde statul român, că e important să spunem și asta. Și mie îmi place să fac așa pe fata mare, doar ca să dea bine la unii. Zeci de mii de locații înmulțește cu cel puțin două schimburi pe fiecare, că nu sunt 12 sau 16, minim două angajate are fiecare punct din ăsta, minim două, dar eu cred că sunt mai mulți. Vreau să angajați direct. Puneți la 30.000 de locații, ai 60.000 de șomeri în secunda 2, dar când a dat legea. 60.000 plus ce mai e. Bucura. Hai să ne înțelegem. No, de obicei spuse în baruri, n-au niciun fel de angajat. Haideți, vă rog, domnul de tot, e un lucru simplu pe care îl facem cu toții. Luăm orice bulevard din capitală, vă rog eu mult, stânga-dreapta și uitați-vă, păi vă rog. Păi nu faceți decât să spuneți ce am spus și eu. Că comparația cu Viena, sunt acolo ca ciupercile sunt... după apă. Nu, păi, ai cum, păi, să menții. Păi nu, dar spuneți ce spun și eu. Asta am spus și eu. Păi nu înțeleg. Păi nu, asta v-am spus. Așa am început monologul. Am spus că în Viena există
Deci vienezii nu le-au aruncat după tabla aia, da, cu Viena. Da, am avut niște criterii de aceea. Iar noi acum aceste trecem proiecte în extrema înaltă. Blocate de Ciolacu în Camera Deputaților, marea majoritate au trecut de Senat, sunt blocate la Cameră. Nu mă călăsește pe nimic, până că a venit alternativa la proiectul Ciolacu, e unul alt proiect care nu spune niciodată, nu mi explică. Ai dat într-un final o lege în România ca să dai pentru farmacii. Deci cum ai dat la farmacii și ai reușit să dai o lege, păi nu, vă spun altceva, că dacă s-a putut pentru farmacii care sunt mult mai utile și mai bine să fie, să nu poți să o limitezi la număr de locuitori, la comunitate, la ce vrei, cu păcănele, o să limitezi constituțional, asta pe de o parte, le scoți fizic să le muți în afara orașelor, pare o încălcare a oricărui drept, una la mână. Doi la mână, firmele astea au plătit niște licențe, au plătit niște contracte. Vii la un moment dat și zici, domne, până aici, că m-am săturat eu, vă trimit la plimbare. 50 de metri în afara localităților. Repet, suntem ridicole. Adică ce avem, o centură de asta pe câmp în jurul fiecarei localități, presupunând că nu e deja altă localitate administrativ vorbind, că uneori chiar așa e. Nu sunt 50 de metri între două plăcuțe de alea de care se vorbește. Deci mie mi se pare o temă extrem de importantă și la fel de gravă ca cea cu drogurile, ca cea dependenție de droguri, și cred că societatea românească ar trebui să o trateze serios și să avem o lege bună. Vorbeați aici de exemple. Păi duceți-vă în Italia, duceți-vă în Spania, duceți-vă la Barcelona, la Roma și unde vreți și nu o să vedeți la toate blocurile, mergi în Roma și vezi în toate blocurile dintr-un cartier păcănele, păcănele. Eu ies din metrou din Tristor și am 10 păcănele. Nu sunt branduite, nu au reclamă, chiar dacă sunt, cum zice, dar am bucurat că sunt, dar tu nu știi că sunt acolo. Adică aici vine copilul de la școală, că e la 10 metri, că e la 100, că la câte așa, și vede branduit, frate, e reclama de... Vede, dar din câte știu nu poate să intre. Adică... Nu e adevărat, tocmai că legea nu se aplică. Am eu fotografii în care sunt minori în sălile de joc. Aceste fotografii au fost trimise la conducerea ONJN sau cum îl cheamă pe ala și nu s-a făcut nimic. Nu există norme de aplicare. Eu am personal cunoștințe, sunt oameni tineri pe care îi cunosc, care au ajuns în situații, copii care au terminat facultăți și așa mai departe, care au servicii bune, care au încercat să se sinucidă. În România nu există clinici să trateze această dependență. În Italia, ei au fost înaintea noastră, că noi la noi ajung toate mai târziu. În Italia a fost o problemă reală și s-a dezbătut la nivel național chestiunea asta. Ce faci cu mulți tineri care ajung dependenți? Cum îi tratez? S-au deschis clinici pentru așa ceva. Deci nu este un subiect pe care să le expediem așa că e bine sau nu e bine. Aici trebuie să vină cineva să facă o lege coerentă în care să, dacă, de pildă, uite... Propunerea asta e, noi pe asta o dezbatem, aia care ni s-a pus sub nas acum, să fie scoase în afara localităților. Despre aia nu știu, domnul Mușa, dacă vi s-a spus. Este legea Simonis Ciolacu, a deputatului Ciolacu, care prim-ministru Ciolacu a dat aviz negativ la legea aia. Doar deci să ne înțelegem. Vreau să vă întreb ceva. Guvernul a dat aviz negativ la proiectul Ciolacu Simonis. În străinătate, dacă tu te duci la un moment dat, tu jucător, da, te duci la un moment dat și faci o cerere ca să nu mai fii primit, nu mai ești primit. La noi nu există așa ceva. Adică, domnule, nu mai vreau să mă primiți, că uite, astăzi sunt ok, dar mâine, dacă vreau să joc, eu vă spun că fac cerere să nu mai intru în sala de joc. La noi nu este așa, bineînțeles că nu e nimic la noi așa. Și la noi nu vorbim decât bani, câți bani adu la buget, dar care sunt oamenii nenorociți. O să ajungem să vorbim despre ei, de victime, cum am ajuns să vorbim despre victimele drogurilor. Proiecte și pe zona de identificare minori. Și pe zona de reclame, să nu mai fie vizibile, să nu mai fie... Să nu mai fie vizibile, doar în spătarul. Ați văzut blocuri întregi, reclama e de blocuri întregi. Și reclame dar sunt blocate de un an de zile în Parlament. Ca să atragi copii. Acelea nu au atras atenția domnului Ciolacu, a descoperit brusc o problemă când a văzut că sunt 6 proiecte unei societăți sărace. Că numai cu oamenii sărați se duc. Lămuriți-vă totuși și pe mine, că nu știu, îmi sună așa rezervațiile alea de indieni, fără niciun fel de ironie, din Statele Unite, care primesc dreptul de a avea pe terenurile lor cazinouri cu un regim fiscal anume din care ei să beneficieze. Și am impresia că ne îndreptăm spre chestia asta. Păi acolo fiind vestul american... Și Las Vegas și Reno, până la urmă, tot rezervați. Las Vegas a ajuns altceva. A ajuns un oraș în toată puterea cuvântului. Sunt locuri speciale în care, da, noi unde sunt suntem? Oameni care își doresc... În 1911? Sau unde? Își doresc să folosească asta ca și distracție. Dar, din păcate, la noi, în acest moment,
Asta a ajuns mult, mult, mult prea departe. Adicția asta a unor oameni, până la urmă, la acest flagel. Și sunt foarte mulți. Eu cunosc foarte mulți și sunt îngrozit. Sunt prieteni pe care i-am, doamne frește, nu o să le dau numele, dar știu dramele familiale prin care trec în acest moment. O problemă, o locuim cu altă problemă, eu asta întreb. Soțul care ia banii împrumuți fără să-i spună soțului. Da, sunt soluții. Nu ne abateți atenția în altă direcție. Care se destramă. Cu toții suntem conștienți de așa ceva. Nu apără nimeni. Avem în acest moment o lege care poate că propune o soluție maximă. Asta întreb. Îi faci că arătați-ne, descrieți-ne situația. Inițiatorul acestei legi, deputatul, cum a spus, președintele PSD și premierul Marcel Ciolacu, a propus această soluție Parlamentului României. Eu, uite, vă atrag atenția că, de pildă, între București și voluntari pretipera, e o cale ferată, calea ferată, celebra cale ferată. Și unde? După ea, imediat, pe marginea ei, că să știți că de la calea ferată până la indicatorul cu voluntari sunt cam vreo 20 de metri, așa. Acolo îi băgăm? Păi, vom vedea această lege unde o arată în final. Fâșia de Buruieni, din eu personal, ca și parlamentar, votez o astfel de... Nu am până la această, nu știu, pasiune, între ghilimele, de a merge să bag banii în aparatele alea ca să-mi apară tot felul. Nu am această problemă. Deci, mi-e ușor să votez o astfel de lege. Pare ușor să acoperi o idee bună de ridicol în condițiile în care spui lucrurile astea. Adică, despre asta e vorba. Credeți-mă că o să fie foarte multe familii mult mai fericite în România dacă această lege ar fi votată. Asta vă spun cu certitudine. Sunt mame care o să fie mult mai fericite pentru că nu o să aibă unde copiii lor să meargă să intre fără niciun fel de opreliște în tot felul de săl de astea de jocuri care n-au absolut nicio regulă. Sunt cam vestul sălbatic în acest moment în țara noastră. Marcel Ciolacu a venit poate cu o soluție extremă, așa cum îi spuneți dumneavoastră, maximală. Dar poate că nu-i rău. Până la urmă, să scăpăm dintr-o dată de o astfel de flagel și o astfel de problemă. Sunt cam vestul sălbatic și pentru că ați lăsat o dispoziție legală goală, am încercat la fel printr-un proiect să acoperim, și anume că primăria trebuie să acorde un aviz de funcționare. Nu se poate ca ele să se deschidă 15 într-o mie de metri pătrați fără ca primăria să își spună cuvântul, așa cum face în alte afaceri. Am pus și acest proiect pe masă pentru a ajunge totuși la o soluție mai echilibrată, o soluție nu aceea în afara localității și care de fapt nu știu cum o să puteți să implementați așa ceva, sincer. Pe terenurile agricole, cum o să faci? Cum o să avize? Ce o să faci? Da, și o să stăm în localități. Nu, dar trebuie să faceți măcar 295 de metri, că să 154. Acum eu vă spun pe direct, adică ori lăsați ipocrizia asta deoparte și votați proiectele. Dar noi un pic mai simplu. Dar cum să stați afara localității? Nu mai aveți ce să căutați. Să spuneți că vă pasă de flagelul ăsta, dar să nu în fața blocului. Nu implementați toate proiectele pe care vi le-am pus pe masă. De ce le ignorați? De ce le țineți în comisiile din Camera Deputaților? Mi se pare un proiect mai bun ăsta, domnului Ciolacu, decât proiectul nostru? Da. Da, toate mie personal, da. Mi se pare un proiect mai bun. Și de aceea guvernul Ciolacu adică să nu e bun. Mie mi se pare un proiect mai bun pentru că, punem în balanță la momentul ăsta încasările care sunt la buget, vai, ce multe încasări se iau la buget, cu ce? Cu fericirea anumitor familii. De ce guvernul Ciolacu spune că nu e ajutorul care este dat anumitor oameni care suferă de această boală? De ce boală? Guvernul Ciolacu spune că este un proiect prost și un aviz negativ? De ce? Dar eu vă spun ce spune, nu știu ce spune guvernul, că nu guvernul dar membru al Parlamentului. A dat aviz și l-a trimis la Parlament. Mie mi se pune... Păi de ce? Că sigur guvernul o să spună, funcționarii de la Parlament o să spună, domnule, avem mai puține încasări. Și din punctul ăsta de vedere, nu știu, nu se susține. Apar, nu fac cei de la Ministerul Finanțelor. Avizul nu e de la când zic la Comisia de Buget Finanțe, orice propunere ai care afectează încasările de la Ministerul Finanțelor, domnule, noi nu susținem, noi nu vrem. Totuși, voința demnitarilor a noastră, parlamentarilor. Exact asta vă spun în relief. Îl facem împreună. Acest lucru vă scot în evidență. 6 proiecte USR au trecut de primă cameră și le țineți blocat. Eu sunt convins că dumneavoastră personal, așa cum vă văd, susțineți acest proiect. Eu așa vă văd. Ascultați-mă, sunt mai bune proiectele USR. Este maximal al dumneavoastră și nu este ușor de implementat. Ce v-am pus mai în pe masă? În comisiile de specialitate din Camera Deputaților care au trecut discuta, și de, dacă și de amendamente corecte, și social, eu au trecut și de Consiliul Legislativ, au trecut de un vot în cameră, oferă soluții reale și la problemă cu primăriile versus avize de funcționare și la problema de reclame problemă, și la problema de școli. O considerăm împreună că este o problemă, deci, clar.
și am identificat-o. Aveți un proiect în sensul ăsta și noi avem o problemă. V-am pus soluțiile pe masă. Împreună le ignorați. Să rezolvăm. Auziți? Împreună votați proiectele din cameră. O lege mai bună. Votați proiectele din cameră. S-ar putea să aveți o problemă și cu dita mai președinta Comisiei Europene, mă gândesc, Ursula von der Leyen. Domnul Ciolacu știe, că sunt convins că știe, că fratele doamnei Ursula von der Leyen conduce un foarte important grup din acesta de jocuri de noroc. Ați pomenit aici o grămadă de mărci, așa că pomenesc eu și pe ăsta, grupul Superbet. Eu nu știam. Care grup Superbet își deschide și o firmă de asigurări în România după ce a plecat, s-a terminat cu Euroins. Ce să vezi? Foarte loc este. Se numește Easy Asigurări. Loc este și tocmai ce a primit autorizația de funcționare acum câteva zile. Da, dacă îți spun Tudor o informație bombă și anume că grupul ăla de care... Domnul Albrecht, fratele Ursulei von der Leyen și prin extensie doamna von der Leyen or fi încântați. Dar ce crezi că dacă îți spun eu că legea pe care urmează să o dea domnul Ciolacu s-ar putea să fie mană cerească pentru fratele doamnei respective? Ce zici asta? Face o centură de... Grupul Superbet, dacă tot vrei să dăm nume de firme și luați cifrele publice, le găsiți inclusiv pe o asociație, pe organizația asta unde sunt toți aleșii statului, de la finanțe, de la nu știu ce, că de acolo le-am luat și eu, are 80% astăzi din piața de online a jocurilor. Deci este la an lumină, grupul Superbet este la an lumină față de orice alt jucător din România de pe piața jocurilor. Deci va fi singura societate, ca să înțelegeți, care din momentul în care astea vor dispărea de până oraș, va putea prelua foarte bine mușterii aia dependenți și care sunt astăzi joacă pâncotețe și le va asigura platforme extraordinare de pe telefoane și pe da, deci cred că dacă și aici există un risc, iartă-mă, apropo de lupta, așa zis, a luptă împotriva evaziunii fiscale, că multe din activitățile astea, nu știu la ce firme, că nu vreau acum să fac procese de intenție, nu sunt tocmai la lumina zilei, ca să zic așa. Adică în momentul în care tu joci discuție, legal, încasările le pitești, nu le pitești, mă rog. Statului da. Să facă ordine. Da, nu știu, domnul Ciolacu știe sau e așa un fel de târg. Îi dăm firmei, îi dăm grupului respectiv să-și facă aici o firmă de asigurări, că uite, e un loc liber pe piață. Da, îl pedepsim un pic la zona de jocuri de noroc. Cam mai nu știu dacă... Sau sunt doi într-unul, cum zice, da. Știe, eu cel puțin nu știam și nu aveam această informație, dar până la urmă nu contează. Până la urmă, noi ne stabilim aici, în țară, sigur, în conformitate cu regulamentele europene și cu ce am stabilit prin acquis-ul comunitar, ne stabilim propriile legi și felul în care funcționăm aici. Unde avem o mare problemă și extrem de dificil de reglementat, va fi, într-adevăr, piața online. Unde e extrem de greu de intervenit. Dar asta nu înseamnă că în această lege nu se vorbește despre serverele care trebuie să fie pe teritoriul României pentru a fi mai ușor de controlat și pentru a avea până la urmă niște reguli pe care poți să le impui aici, în România. Va fi extrem de dificil de văzut cum cu VPN-urile astea poți să ai o adresă de IP din orice stat și poți să intri până la urmă. De oriunde, din Suedia nu poți juca la o dacă ești în Suedia, nu poți juca la o companie din România. În România poți să joc unde vreau eu pe planetă. Asta? Perfect, da. Asta este o ca să înțelegeți cât de pregătiți bună. Suntem. Da. Deci da. Din Suedia, și din multe țări europene nu poți să joc în România. Nu poți să joc în sistem european, UE. Da, și la noi de ce nu se implementează? Păi nu știu, mă întrebați pe mine. Serverele vor fi, se va cere să fie mutate aici. Dar sunt companii care oferă probleme servicii de VPN, care exact asta fac. Îți ascund locația, e extrem de dificil de reglementat. Cu siguranță. Da. Bun, putem încerca. Putem face niște pași. Auziți, în sensul ăsta de a încerca să reglementăm și online. Cu plățile cash reduse la minimum, ce-o mai fi? Că după ce că văd că se reduc de la 5.000 de lei în numerar la 2.500, Boloș vine azi și ne spune că între doi comerciați, între două persoane juridice, plafonul o să fie redus și mai rău, de la 5.000 de lei la 1.000 de lei în numerar, doamna senator. Eu știu că jumătate din populația României trăiește la țară. Acum, și că majoritatea este și o populație în vârstă, își primesc pensia în mână, cum facem cu dumnealor? Cum facem cu oamenii aceștia? Ce le spunem? Vreau să văd niște explicații din partea, dacă vine ideea de la domnul Boloș, și acum n-am foarte multe așteptări, dar să explice cum se aplică asta, la toată populația României, nu numai aici, unde ne este ușor, în oraș, unde suntem dependenți de un bancomat pe care îl găsim la colțul străzii, știm să operăm cu un card, ne este facil.
marea parte din populație nu va avea acces la aceste servicii. Nu le poate însuși imediat, nu are încredere, dar în primul rând nu are cunoștințele. Populația aceasta nu are cunoștințele suficiente cât să... Da, acces clar nu. Și asta spun băncile, nu spunem noi, adică nu au nici sedii și nici aparate. Acum, brusc, acum societatea fără... Vă dau câteva explicații. Faimoasa cashless society, care nici măcar în Suedia nu mai a fost abandonat ideea. Și eu personal am probleme cu această măsură, înțeleg. Este o măsură importantă pentru combaterea evaziunii fiscale. Cu domnul Boloș n-aveți o problemă. Mică evaziune, domnule. Auziți, cu domnul Boloș n-aveți o problemă, că vin toate ideile astea. Nu faceți probleme și acum ați vorbit despre, nu știu, că la sate trebuie pensionari și au o pensie mică. Acum, stați că vorbim de 5.000 de lei pe zi, din o pensie atâta aia de că... Mai sunt magazine de cartier care se duc seara la cash and carry să facă cumpărături. Se mișorează, domnul Zeta. Se mișorează, dar credeți-mă că nu e o problemă. E vorba de plățile pe zi, n-are nimeni pensia ta, e mare, cât să aibă probleme să facă plățile cash, așa. Doi, dar mai avem să ne dăm bani între noi, mai avem, nu știu, așa să ne împrumutăm de 100 de lei mai avem. Nu, într-adevăr, nu. În momentul ăsta nu există suficiente sedii de bancă pentru ca, nu știu, cei de la magazinul din comuna, nu știu care, să poată să meargă. Are să poată să meargă să-și depună banii la bancă. Da, vor trebui să existe și reglementări. Până la urmă, bancomate prin care poți să depui banii direct la bancomat. Spuneți dumneavoastră, lăsați-ne cu proiecte. Ne plângem că nu sunt măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Acum că vin măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, nu-i bine. Haideți să plătim cash. Unde credeți că e evaziunea fiscală? Că faci plată prin bancă sau tu ți-ați bat plata cash? Domnul Zeta, manipulați opinia publică. Mari evazioniști până la țară, domnul Zeta. Mari evazioniști, nu-i călcați. Păi și mari... Măsurile pentru mari evazioniști, nu le discutăm acum. Ne spuneți nouă, care țipăm aici ziariștii, că nu vrem noi să combateți dumneavoastră evaziunea. Cine v-a oprit? Vreau să văd și eu cum ați făcut cu part-time, cum ați făcut toate măsurile pe care le-ați... Lăsați-mă să termin. Evaziunea fiscală și acolo. Zeta, trebuie combătute amândouă. Oamenilor și nu strângeți nimic. Evaziunea care? Fiscală nu are culoare. Încălcarea legii nu are culoare. Că e mică, că e mare, că nu știu. Evaziunea fiscală e 2500 de lei. În primul rând, una dintre principalele măsuri când vorbim despre asumarea răspunderii guvernului în Parlament este următoarea. Introducerea facturii electronice obligatoriu pentru categoriile de produse, pentru categoriile de produse care sunt considerate cu risc mare de evaziune. Va fi obligatoriu factură electronică. Mie îmi pare bine, măcar să știe cetățeanul ce votează la anul. Foarte bine. Auziți, apropo de pensionarii ăsta. Care se duce să-și cumpere un frigider și n-are, mai trebuie 100 de lei, dar nu are voie cash. Și să ia o ușă acum și o ușă luna viitoare. Vă rog eu frumos, faceți chestiunea asta, domnule. Apropo de pensionarii săraci, înțeleg că o să rămână la fel de săraci, că nu se știe exact, dar când o să se mărească pensiile, dacă o să se mărească. Dar există întotdeauna soluția, stați că scot eu din buzunar și vă dau. Zice domnul Ciolacu, dacă nu reușim să creștem pensiile în timp util, vor fi ajutoare pentru aia vârstnici. Asta mă enervează. Ce convenabil, de la 1 ianuarie 2024, an electoral, când ar trebui să le crească pensiile, s-ar putea să nu le crească, dar vă dăm noi ajutoare. Să știți voi de unde vin. Da, asta e din ciclu... Să nu crească, sigur vor crește. Din ciclu... Dacă a zis că întârzie proiectul... Nu, nu înseamnă că nu vor crește pensiile, înseamnă că nu vor crește pensiile, vor crește conform noi, vechi legea pensiilor, dar tot atunci de ce mai e nevoie de ajutoare? De cadouri? De pomeni? Că nu înțeleg. Ori le faceți aici, cum trebuie, ori nu le mai dați ajutoare. Îmi dați voie, cu ajutoare. Vă explic pe rând. Stați așa, nu ne mai explicați că... Deci, pomenile le dai cash sau pe card? Nu mai explicați că înseamnă să-l contraziceți pe Ciolacu. Vreau să vă scutez de penibilul ăsta. Vă explic, este o soluție mixtă pentru creșterea pensiilor. Nu se poate face indexarea pensiilor așa cum arată pensiile astăzi, fără a elimina inechitățile care există astăzi. Dacă faci o creștere cu 10%, cu 15%, cu 20%, cu cât vreți dumneavoastră a pensiilor, nu faci decât să crești mai mult inechitățile dintre pensiile care sunt în acest moment în plată. Neapărat trebuie să existe o sumă de bani mare, nu mică, de câteva zeci de miliarde de lei pe care guvernul trebuie să-i găsească și să-i pună pentru a elimina întâi inechitățile. Eu am fost în weekendul ăsta la mai multe întâlniri a pensionarilor. A fost ziua pensionarilor, au fost întâlniri ale lor. M-am întâlnit personal, am dat mâna și nu vă mint, cu sute de pensionari în acest weekend. Principalul lucru pe care îl cer oamenii, în afară sigur de creșterea pensiilor care eu dezidrat a tuturor, este eliminarea inechităților. Adică sunt oameni care au
să vă uitați 1500 ca și la pensiile speciale. Când în condițiile în care iau aceeași stagiu de cotizare, același număr de ani muncii, aceleași condiții de ieșire la pensie cu altul care are o pensie de 3500 lei. Bun. Și noi înțeleg că asta o să dureze în mod normal, înainte de a crește pensia cu 10% și la ăla cu 3500 și la ăla cu 1500, trebuie să-l aduci pe cel cu 1500 la nivelul celui de 3500. Și apoi poți să faci indexarea pensiilor egal. Doar că asta o să dureze 1000 de ani. Tudor, te rog până să păstrezi această înregistrare cu domnul Zetea care apără să fie cash redus pentru că nu o să modifice. Lăsați-mă, domnul Zetea. Eu v-am spus că am o problemă cu măsura asta, doar că v-am dat motivele. Eu personal am o mare problemă cu măsura asta. Bineînțeles, domnul Zetea, ați reușit cu bătrânicile care vând Tudor, o idee cam trecută pe toată dezbaterea asta cu cash. Ne-a explicat domnul Zetea, de fapt, că trebuie făcut. Trebuie să zic și eu două fraze, nu pe cash-ul ăsta, că s-a aprins aici atmosfera. Bă, fraților, eu am auzit pe vremea lui Dragnea, cred, da? Când exista încă Dragnea și avea guvernul lui, niște băieți și fete care țipau prin piața universității și prin piața Victoriei și peste tot, vreau o țară ca afară. Era un slogan foarte frumos, jur, mi-a plăcut, l-am preluat, l-am adus aici în opinia publică, la televizor. Vrem o țară ca afară. Bă, așa strigau oamenii, mă bucur. Da, era și un Tudose care zicea că fraților, nu crede în carduri. Păi dacă vrem care era premier la vremea respectivă. Trebuie să ne pregătim pentru ea. Bă, cu pași mai mici, mai mari, mai strâng. Că văd că sunt așa. Țările nordice s-a scos cash-ul definitiv. Bă, dar definitiv nu cumperi un bilet. Nu s-a scos, asta spuneam mai devreme, nu mai e nici măcar acolo, chiar așa. Am văzut și ce spune Banca Centrală Europeană. Numerarul rămâne principalul instrument. Nu am plătit, nu am lăsat să plătești un bilet de tramvai la cash. Nu am ce face cu cash în Suedia, e o prostie. Mergeți acolo dacă nu credeți. 10 zile am stat acolo. Nici măcar acolo nu e atât de lume. Nu m-a lăsat să plătesc cu, am venit cu bani, am schimbat ca românul, am. A fost o chestiune mai veche. Da. Acum doi la mână. Hai să mergem și pe asta. Da. Doi la mână. Dacă te duci în orice țară a Uniunii Europene și scoți o bancnotă de 500 de euro aia mov, bă, cheamă aia poliția să sperie. Te uită ură, dar nu-ți cheamă acum poliția. Acum și tu te-ai dus în extreme. De la 1000 de lei la 500 de euro. 500 de euro înseamnă 2500 de ron, nu? A câți români se duc cu 500? Deci nu 5.000 cum era. Noi încă suntem paradis pe lângă aia. Adică 5.000 cât ai voie în România astăzi nu e egal. Nu o să mai ai voie decât 1000. Nici măcar. 1000 e vorba despre persoană juridică la juridică. E vorba că stai factură. Și eu personal am o problemă cu măsura asta, dar... Problema va fi la curier, să ne zicem. Cu alumanzi de o rochie care e 1100 de lei și la micile magazine care se duc la cash and carry cu banii de peste zi să cumpere marfă și nu o să mai poată să plătească decât cum s-ar descurca. Mulțumesc foarte mult tuturor. Ne întoarcem în câteva momente, discutăm despre blocajul din Statele Unite, blocajul administrației, care, ce să vezi, blochează și ajutoarele pentru Ucraina. Asta... Pe lângă faptul că, oricum, acolo lumea e din ce în ce mai nemulțumită de faptul că trebuie să suporte din bani americani acest efort de război. Despre toate imediat. Banii americani pentru Ucraina, doamnelor și domnilor, sunt amenințați de jocurile politice de la Washington și de apatia în creștere a americanilor pentru război. Opoziția republicană față de ajutorul acordat Ucrainei s-a intensificat dramatic în ultima vreme. Republicanii moderați au ajuns și ei să fie contaminați de opoziția susținătorilor lui Trump față de sprijinirea Ucrainei. Compromisul la care s-a ajuns sâmbătă seara în Congresul American nu include fonduri pentru sprijinul militar acordat Ucrainei. Discutăm despre situație și despre implicațiile ei cu profesorul de relații internaționale Corneliu Bjola, Universitatea Oxford. Bună seara, mulțumesc foarte mult! Analistul de politică externă Dorin Popescu, de asemenea alături de noi. Mulțumesc, bună seara! Domnule profesor Bjola, ce s-a întâmplat acolo, de fapt? Ăsta a fost doar pretextul, blocajul financiar din America, pentru a pune un pic stop acestui ajutor? Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Deci este un semnal pe care Kremlinul și Moscova, cred că îl primește cu foarte mare bucurie, cu jubilație, este ceea ce își doreau să vadă de mult timp, o anumită fisură, începând o anumită fisură în unitatea vestică. Și probabil speră că această fisură se va adânci. Deci ce s-a întâmplat în ultimele zile și în Congresul American și în alegerile în Slovacia, simt să confirme aceste temeri pe care le avea. Cu cât războiul întârzie mai mult, cu această solidaritate începe să se crape.
La ce trebuie să fim atenți este să vedem în ce măsură acesta este un rateu de etapă cauzate de alegeri și de problemele procedurale din Congres sau este ceva de efect mai delungat. Înclin să cred în momentul de față că nu avem un răspuns foarte clar, dar s-ar putea să fie o problemă de etapă. Și la ce mă refer? Sprijinul în Congres pentru Ucraina rămâne relativ solid. Separarea acestei legislații, acestei sprijiniri, bucăția acestea de legislație, sprijinirea Ucrainei de către bugetul larg, nu e neapărat un lucru rău, dar optica este destul de proastă pentru că trimite acest semnal, pentru că America n-ar mai susține. Pe de altă parte, alegerile din Slovacia rămân de văzut, pentru că Slovacia nu se compară cu Statele Unite, poate crea alte probleme, dar rămâne dependentă de sprijinul european. Trebuie însă să înțelegem însă și poza mare. Și poza mare pe care o trimite acest semnal este foarte clară. Din punct de vedere mare al geopolitic, prioritatea numărul unu pentru Statele Unite rămâne China. Și cred că și declarațiile pe care le-au făcut astăzi liderii europeni și la Kiev, dar în același timp și această declarație informală pentru pregătirea summitului din Spania, sugerează că, într-adevăr, Europa începe, trebuie să gândească mai puternic despre cum să neglijeze. Faptul că este posibilitatea ca Trump să revină cât există, trebuie să, într-adevăr, să îndemne europenii să se gândească mult mai clar. Deci, pe scurt, ce spune, în momentul de față avem un rateu de etapă care trimite un semnal foarte bucurător pentru Kremlin, dar pe termen mediu s-ar putea să nu avem această înclinire a speranței Kremlinului după ce alegerile și după această procedură din bugetul american va trece. Da, domnule Popescu, pare să fi ajuns și subiectul ăsta de unde era așa în urmă cu un an un consens general. Pe urmă, în urmă cu câteva luni, era, mă rog, un consens parțial, dar totuși destul de solid. Pare să fi intrat și problema asta în malaxorul disputelor Trump-Biden. Am ajuns cu America din nou extrem de polarizată, nu în jurul celor două personaje, cum era când a câștigat Biden alegerile și Trump nu vrea să recunoască înfrângerea. Am anticipat împreună și dese rânduri aici, inclusiv la postul noastră de televiziune, am anticipat că vor apărea tendințe și semne și semnale de oboseală a războiului. În primul rând însă, ceea ce nu se vede în fotografie este că există o oboseală manifestă a războiului în Federația Rusă. Gradul de oboseală a Federației Rusă față de acest război este foarte, foarte mare. Vedem foarte rar această fotografie. Dar realitatea aceasta este că Federația Rusă în momentul de față suportă oboseală maximă a războiului, după care vin alte oboseli pe care din nou nu le vedem. Oboseala țării victime, da? Oboseala țării atacate. În sfârșit, vedem oboseala din zonele democratice. De bună seamă că semnele acestei oboseli se întețesc atât peste ocean cât și aici în Europa. Pe de altă parte însă rămân suficiente motive de optimism. De exemplu, pentru Statele Unite aș putea crede că în câteva zile, mă aliniez optimismul general de Casa Albă, da? În câteva zile va veni o nouă inițiativă legislativă separată cu privire la un eventual nou sprijin pentru Ucraina. Singura certitudine pe care o am față de America este doar că acest sprijin pentru Ucraina se va obține din ce în ce mai greu în săptămânile și în lunile ce vor urma. Dar el va continua într-o destul de mare măsură, indiferent de rezultatele acestor crize interne și aceste polarități pe care o menționați dumneavoastră. Deci eu sunt în această seară optimistul de serviciu, cred că acest blocaj reprezintă un episod oarecum singular. Trendul, tendința este aceasta de diminuare a sprijinului, dar nu va exista o reducere masivă substanțială a sprijinului și acest sprijin va continua chiar și în condițiile unei noi administrații americane la Washington. Există, domnule profesor Bjola, riscul ca această chestiune să fie amânată, tergiversată sau ajutorul să fie dat cu țârâita în ideea în care, până să lămuresc elitele de la Washington, ce se va întâmpla în anul electoral următor? Adică dacă realmente se va ajunge la o confruntare Trump-Biden din nou cu tot bagajul ei sau se găsesc alți candidați sau alte variante?
Discuția în momentul de față în Congres este legată de faptul că republicanii doresc să sprijine în continuare cu condiția ca administrația Biden să acorde mai multe fonduri pentru sprijinirea protejării graniței cu Mexic. Cam aici s-au dus discuțiile în momentul de față și să sperăm, este și un grup mult mai vocal, cel Trumpist, care nu este interesat decât să creeze haos. Orice haos îl ajută și el și ajută candidatul. Deci sunt elemente, e o scisiune în momentul de față la nivelul republicanilor. Sunt republicani din clasa veche care înțeleg responsabilitatea Americii în această ordine internațională liberală și sunt alții de factură trumpistă care nu interesează și vor să dea foc la țară cu orice preț. Sunt un grup mic, dar au relativ suficientă putere. Aș mai aduce însă un lucru în discuție, pentru că este foarte important. Ce observăm acum nu este vorba numai de America, am văzut și în Slovacia. Astăzi am participat la un eveniment pe dezinformare legat de America de Sud. Această polarizare și aceste acțiuni de dezinformare și de propagandă s-au intensificat în ultimile luni. Polarizarea și asta este o lecție care trebuie înțeleasă și pentru România, care va avea alegeri în anul viitor. Sunt acțiuni deliberate, de polarizare și care au loc în mod masiv. Nu vorbim să sperim lumea degeaba. Iar această acțiune de informare, chiar dacă vedeți, de exemplu, un articol din New York Times confirmă această temere a mea și este legată de faptul că mulți analiști americani văd din nou modul în care se încearcă polarizare cu subiecte care sunt hot buttons, legate de migrație, legate de politica de gen și toate aceste elemente care fac lumea să sare în sus. Dar este o acțiune foarte intensificată și acest război genocidal pe care îl poartă Rusia în Ucraina va schimba lumea. Trebuie să înțelegem și trebuie să înțelegem și pe Europa unde va fi la masă când acest război se va rămâne o Europa scindată, întoarsă împotriva sa, cu estul, vestul bătându-se pentru firimituri, sau va dovedi unitate ridicându-se la înălțime, dar pentru aceasta acțiunea trebuie să înceapă acum și curățirea spațiului de agenți ruși, de spațiul de informații trebuie fără îndoială. Bun. Acum, cu tot respectul, iertați-mă, dar s-ar putea totuși să dăm vina prea mult pe agenții de influență, pentru că îmi imaginez că dacă n-ar exista în societate fondul în care ideile astea să circule sau disputele să se producă, cu sau fără agenți de influență, totuși disputele astea au loc, nu? Modul în care acționează acția asta nu este legat de anumite subiecte. Propaganda rusească întotdeauna are aceleași teme, să găsească teme istorice pe care să le zgândere, cum face și Orban cu Trianonul, să le zgândere, să le aducă în actualitate și să hrănească aceste răni istorice cât mai mult. Asta încerca să facă între polonezi și să zicem, ucrainieni. Și asta este modul în care activează. Și o să vedeți că probabil o să vedeți la anul teme din nou, pe care le-am observat deja, între ucrainieni și români, pe teme istorice. Sunt astea temele pe care românii interesează... Bun, nu, mă referam mai degrabă la societatea americană și polarizările ei, adică cu sau fără băgat coada din afară. Sunt amplificate, fără îndoială, da, legate de anumite teme pe care sunt... Și asta se vede cu ochiul liber. Deci o distragere a agendei către subiecte care sunt marginale, dar cu foarte mari impact emoțional. Pentru că nu interesează prețurile, de exemplu, nu se intereseze ce s-a întâmplat acum 50 de ani, decât dacă această campanie va fi amplificată și adusă pe tapet. Cum, de fapt, anumite partide de la România încearcă să promoveze de aceste teme de mai mult timp. Da, domnule Popescu, am ajuns în pragul unei noi confruntări electorale în America. Am văzut multă lume întrebându-se, domnule, chiar nu e nimic de ales între Trump și Biden? Pe lângă vârsta înaintată a ambilor, societatea americană la asta se rezumă? A rămas blocată în mecanismul ăsta? Sunt extrem de convins că în momentul de față cărțile nu sunt făcute nici pentru unul, nici pentru altul. Că în continuare este suficient spațiu pentru surprize în ceea ce privește posibila nominalizarea altor candidați.
candidați, se vehiculează deja pentru alegerile primare și alte nume. De bună seamă că în Partida Republicană, nu-i așa, suportul masiv pentru Trump ar putea să conteze însă mult mai mult decât dincolo în tabăra democrată. Însă, în continuare, există spațiul de surprize și acolo. E adevărat că sistemul însă produce pe ambele dimensiuni, da, atât republicană cât și democrată, sistemul produce totuși oameni care au în spate o bogată și lungă experiență de manageriere a politicilor publice. La asta trebuie să ne referim. Nu neapărat la vârsta înaintată a unor candidați, și la background-ul politic individual pe care aceștia l-ar avea în spate. Deci eu îmi evidențiez că, în continuare, avem suficient spațiu de surprize, chiar și de surprize strategice pe ambele dimensiuni politice din Statele Unite, și că lucrurile încă nu sunt tranșate, încă nu mergem pe ultima sută de metri a confruntării preelectorale între aceiași doi candidați de la alegerile prezidențiale anterioare. Mulțumesc domnilor amândurora. Știrile nopții imediat. Noi ne revedem mâine seară. Pe curând!